Povestea lui Combe. Odată în țara Maoshami trăia un om pe nume Combe. El avea multe fiice, dar niciun fiu. Mai avea și vite multe, că era vrednic, nevoie mare. De invidie, ceilalți râdeau de el, zicând că nu are cine să-l moștenească. Mai târziu însă îi se născu un fiu, care fu numit Muro. El îi făcu un brâu împodobit ca brâul fetelor, iar pismuitorii săi crezură că e tot fată, așa că nu încetau să râdă de el și să-l batjocorească. Când Muro devenise un tânăr puternic, tatăl culese banane multe, din care pregăti o tărie strașnică. Apoi îl duse pe fiul său și l-ascunse noaptea în casă, dându-i și o lance. În următoarele zile tăie o mulțime de vite și pofti pe toți pismuitorii și vrăjmașii ținutului la el. La vremea prânzului, când soarele era la zenit, după ce împărți mesenilor carne și băutură și toți erau sătui și beți turtă, el se rugă de ei să-l ajute să scoată vitele din staul. Ei însă se codiră, râseră de el și ziseră să-și cheme fetele să-l ajute ele. El se rugă mai departe de alți oameni și aceștia îl ajutară să scoată vitele din staul. Pe urmă, veni și numără pe vrăjmașii care își bătuseră joc de el și când ajunse la cel din urmă, înfipse în locul acela un băț. Apoi se duse în casă, vorbi cu fiul lui și spuse: când ajungi la locul unde am înfipt bățul, încep să-i străpungi pe toți cu lancea, dar de restul oamenilor să nu te atingi. Când buii fură scoși din staul, oamenii îi înconjurară și jucară în jurul lor. În acest timp, fiul lui Combe merse cu lancea în mână, împresură pe cei din casă și ucise pe toți cei care își bătuseră joc de tatălui. După ce îi omorâ pe toți, oamenii ceilalți întrebară în cor: al cui fiu este? Sunt fiul lui Combe. Și lumea care era acolo se mira și nu credea că e fiul lui Combe, căci știau că nu are niciun fiu. După ce fiul lui Combe îi sprăvi de omorât pe cei răi, el se făcu stăpânul întregului ținut și ajunse o mare căpetenie.